Fiica lui Adrian Minune împlinește pe 13 decembrie vârsta de 27 de ani. Este o femeie împlinită și o mamă devotată, iar acest lucru se vede de la an la an. Ultimele luni au fost dificile pentru cântăreață, pentru că a trecut prin divorțul de fostul ei soț și tatăl copilului ei. Deși viața a surprins-o și cu momente dificile, Carmen Minune a reușit să le facă față tuturor. Fiica lui Adrian Minune a depășit orice provocare, iar acum este mai fericită ca niciodată. Carmen Minune a sărbătorit pe cinste alături de familia ei. În imaginile de pe rețelele de socializare apar sora ei, Adriana Simionescu, dar și fratele ei, Adrian Simionescu. Adrian Minune a fost prezent și el la petrecerea fiicei sale și a dansat alături de ea pe ring. Invitații vedetei se pare că s-au simțit perfect la petrecere. Fiica lui Adrian Minune și-a topit acidul din buze. Vedeta a declarat că rămâne de văzut dacă mai este sau nu necesar să le injecteze din nou cu acid hialuronic. Carmen Minune și mama ei, Cathy, au o relație foarte specială și petrec mult timp împreună. Schimbare de plan, mi-am dat seama că nu îmi place să am șofer, că mai mult îmi place să conduc. Doar nu credeți că am lăsat-o doar pe mama să se facă giugiuc, nu? Mi-am făcut și eu, anume mi-am topit acidul din buze. Să vedem cum îmi arată buzele fără și apoi să vedem dacă e nevoie să mai injectăm ceva. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.